Într-o țară cu un sistem sanitar plin de carențe, neîncrederea devine elementul crucial al relației doctor-pacient. Ne-am obișnuit să ne punem 1000 de întrebări înainte să urmărim instrucțiunile de pe rețetă și dacă am avea timp, am bate pragurile cabinetelor ca să ne reconfirmăm diagnosticul. Când vine vorba de sănătatea copiilor, suspiciunea părinților se înzecește, așa că o alternativă asistenței medicale pare să fie consultațiile online. Un pediatru din Moldova a creat un grup pe o rețea de socializare, prin intermediul căreia mămicile primesc sfaturi de la specialiști fără a ieși din casă. Solicitările curg gârlă, mai ales în sezonul virozelor. Grupul Ask a Doctor a fost creat acum câteva zile de către Mihai Stratulat, pediatru neonatolog la Institutul Mamei și Copilului. În ultimul timp mă întâlnesc tot mai des cu copii la care a fost diagnosticat greșit boala care o au. Și atunci am decis să vin în ajutorul mamelor pentru a încerca, în primul rând, a combate careva stereotipuri care la noi se formează, nu știu, de zi cu zi, pentru a încerca ca copiii să fie cât mai sănătos, sau mai corectă pusă diagnoza și mai bine tratați, fără multitudinea de medicamente care se încearcă acum să dea unui copil micuț. În doar câteva zile, în proiect s-au implicat 4 medici voluntari, care, pe lângă munca de spital, oferă consultații gratuite pentru aproape 3000 de mămici sau gravide. În unele cazuri, când nu este urgentă necesitatea ca să mergi la medic și poți imediat să primești un răspuns de la un specialist competent, te salvează de la foarte mult timp. De exemplu, chiar în perioada dată, cum este o epidemie, suntem în prag de epidemie de gripă, eu personal am întrebat de o stare fiziologică a copilului meu, adică de modul în care arată, de greutatea pe care o are și pentru mine răspunsul a fost extraordinar de folositor. Creatorii grupului s-au inspirat dintr-un alt proiect similar, Ask a Mom, care a ajuns foarte popular pe internet. Aici părinții își împărtășesc experiența creșterii unui copil. Nu știam ce vitamine să iau, cum să mă comport, dacă erau permise unele alimente. Și pe lângă forumurile pe care le citeam și foarte multe articole online, mămicile îmi spuneau experiența lor personală, care într-adevăr m-a ajutat foarte mult. Până și bagajul de maternitate mi l-am pregătit cu ajutorul mămicilor. Medicii de familie, uneori, poate știu mai puțin sau nu sunt la curent cu unele metode de îngrijire a copilului, ceea ce acum pentru a trata năsucul înfundat nu este nevoie să torni nu știu ce picături în năsuc sau nu știu ce antibiotic. Grupul Ask a Mom a devenit una dintre cele mai populare comunități virtuale de mame din Moldova și numără peste 6000 de membri.